un modem și cartela de internet pe care le veți utiliza. O să am rugămintea să fiți blând cu ele măcar în prima fază ca să nu pierdem garanții. El se deschide foarte simplu, are butonul power on. E intuitiv, e foarte ușor, trebuie să fim două plăceri pentru a utiliza așa ceva. 25 de elevi de la grupul școlar industrial energetic Turceni și alți 25 de la grupul școlar minier Constantin Brâncuș Peștișani au primit câte un netbook și câte un stick de internet de la reprezentanții Blocului Național Sindical. Un număr de 25 de netbook-uri au fost premiile acordate celor care au participat. În urma seminarilor, fiecare a dat câte un test de competențe despre ceea ce a fost predat, o parte întrebări grile, o parte întrebări deschise, tot cum să-mi pregătesc CV-ul, să simuleze un interviu și să facă o scrisoare de intenție. Primii 25, cu notele cele mai mari, au devenit câștigătorii unui netbook. Mai mult decât bucuroși, elevii care au primit tabletele susțin că nu aveau posibilitatea să și le procure. Fericirea e cu atât mai mare cu cât o parte dintre ei nu au nici măcar calculator acasă. Ce notă ai luat? Nu știu. Oricum ai fost selectată în primii 25, da, primii 25 de bucuri? Da, foarte mult. Pentru că nu am avut acces la... Nu am internet sau calculator acasă până în acest moment. A fost puțin greu fiind prima oară când fac acest lucru, dar m-a străduit și a reușit să ies în primii 25. Cum este? Cum ți se pare acea tabletă? Este foarte bună, foarte utilă pentru noi tineri în ziua de astăzi, care nu au acces la internet. Proiectul Caravana Carierei este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni.